oameni perfecti în afară de tatăl Jorge. Salut, salut, salut. Bună seara, bună seara. M-au zis că ești un tată perfect. Nimeni nu e perfect, frate. Cine e perfect pe lumea asta? Un tată perfect? Nici nu știu dacă... A fost vreodată pe pământul ăsta? Da, ba da, unul. Asta ziceam. Și încă mai este. Corect. Tatăl nostru. Tatăl nostru. Vreau să te întreb, știu că ești cu bagajele la ușă, pleci în... Da, nu plec chiar de aici, mai am două zile până plec. Sunt emoționat, abia aștept să ajung. Sunt două luni deja de când nu ne-am văzut, eu și Carina. Și abia aștept să ajung acolo să stăm împreună, să conectăm. Practic, acum două luni ea s-a mutat în state, nu? Da, chiar acum două luni. S-au făcut două luni acum trei zile, deci... Pe coasta de est, de vest, de... Nu stai să calculez. Pe coasta de est, în Miami. În Miami. Da. Și eu am zis, dacă ar fi undeva unde să mă mut pe lumea asta, acolo ar fi. Și am acum motive mereu să mă duc și mă bucur pentru ea. Și pentru noi, în general. Dar ți-ai făcut niște calcule? Bănuiesc că e greu, două luni să nu-ți vezi fetița care... A crescut aproape de tine. A crescut, așa e. Cum ar fi fost organizată viața ta? Tu ai fost acolo în ăștia 10 ani. Da, și sunt în continuare. Noi ne vedem în fiecare zi pe videocall-uri. Nu cred că este norocul meu și norocul nostru a celor care au copiii departe sau părinții departe, este că există tehnologia asta acum. Da, mă. Și este fantastic. Ar fi fost îngrozitor de greu. Vă spun sincer, de fiecare dată când vorbesc cu ea, mă sună zilnic înainte de școală dimineața. E cam ora două, știu că în jur de ora două trebuie să fiu atent la telefon, pentru că atunci vorbim mereu. Și sunt mult mai relaxat, adică nu simt distanța asta atât de mare. Este foarte... Relația noastră a fost apropiată și mereu când am stat împreună sau când a stat ea cu mami, mereu am avut o chimie, o alchimie, de fapt, știi? Și apropo de single-ul tău. Apropo și de piesa mea nouă, care se numește Alchimie. Practic, construcția asta noastră și evoluția a noastră ca și tată, fică, a pornit chiar din prima clipă când s-a născut. Da, în momentul în care ai aflat că va urma schimbarea asta și că... Să știi că am avut o reacție... Fica ta se va muta peste ocean. Cum ai primit-o? Da, am avut o reacție surprinzătoare chiar și pentru mine, pentru că atunci când am primit vestea, primul instinct a fost să zic da. N-am gândit, nu am procesat, nu i-am zis stai să mă gândesc cum fac majoritatea oamenilor. Pur și simplu am zis da, bravo, mă bucur pentru voi. Știi, după aia am plâns acasă. Dar tu te-ai gândit la tine, că de fapt tu voiai să te muți. Da, nu, și nu. Când te-ai gândit, stai un pic, dar se mută doar ea. Eu n-am vrut niciodată să mă mut din România, deși la ce se întâmplă în ultimii ani m-aș muta relaxat, fără nicio problemă. N-aș avea niciun regret. În afară de faptul că aș veni să vizitez mama sau poate de ce nu să nu vină și ea. Ăsta a fost primul impuls, să spui da. Și asta după a fost aceea primul impuls, da. Ai coborât cu picioarele pe pământ și ai zis... Nu, spun eu cum a fost. După 10 minute m-am ufnit plânsul, îți dai seama. Tăria aia pe moment a fost și instinctul, pentru că aia a fost inima, știi? Inima instantaneu a zis da, fără nicio problemă, și după aia a venit rațiunea. Și când a intervenit rațiunea, puf, direct m-a dat lecrimi. Da, întotdeauna este întrebarea asta. Te-ai gândit la confortul pe care îl aveați? Adică, chiar dacă nu locuiați în aceeași casă, o vedeai des, era o relație alchimie foarte strânsă între voi, sau te-ai gândit la binele ei? Că poate ei este mai bine acolo. Absolut. Trebuie să fim realiști că... Chiar dacă ție ți-e mai greu aici. Da, absolut. Asta a și fost decizia, de-aia am și spus că am răspuns cu inima din prima, fără să mă gândesc. Acum două săptămâni am avut o revelație. Ca să vezi ce înseamnă universul și cum te pregătește Dumnezeu pentru lucrurile care urmează să se întâmple în viața ta. Știi cum se numește melodia pe care eu am lansat-o cu Pavel Stratan în 2012? Aia cu bagajele, cu valiza. Se numește Geamantan. Geamantan, da. Eu și Pavel Stratan am făcut o melodie și am lansat-o, iar eu am filmat
partea mea de videoclip am filmat-o în Miami. Deci eu spun, când am realizat, mi s-a făcut pielea de găină. Corect. Eu în versuri ziceam, dacă pleci peste ocean, eu renunț la tot ce am, fără haine, fără niciun bani, ia-mă și pe mine în geamantan. Și filmul era de, și videoclipul, uite, mi se face iarăși pielea de găină. Și videoclipul era filmat ia în Miami. Ia vă rog frumos porțiunea asta din piesă. Pavel de la geamantan, cu, da. Cu Jorge Geamantan. Țineți, bănuiesc că țineți minte da. Piesă. Totuși, n-a trecut o eternitate, sunt câțiva ani. Da, sunt 6 ani de atunci. Dar nu te gândeai vreodată că vei ajunge în situația în care tu să-ți iei geamantanul? Niciodată nu mi-aș fi pus problema. Sau fica ta să plece cu inima ta în geamantan în sate. De-aia am și spus că universul, Dumnezeu, le aranjează cum știe mai bine, te pregătește de schimbare, chiar dacă tu zici că nu ești pregătit, ești pregătit în momentul ăla. Ai grijă ce cânti, că s-ar putea să se întâmple. Da. O să bag niște versuri subliminare. Da. Niște Doamne ajută, știi, asta o să mai piesa, bag. Fiți atenți. Ce cânta Jorge acum 5 ani? 6. Bine, asta e strofa a doua. Nu, e cealaltă strofă, nu? Da, e chiar refrenul. Ok. Da, trecem un pic mai... Uite, chiar acum. A dat skip, da, nu-i problemă. Asta. Stai că mi se face mie pielea de găină. Sigur că nu se, n-are legătură piesa cu mutatul Carinei, da? Da, nu știi niciodată. Puteți să o opriți, că cine știe ce... Cine mai pleacă. Cine mai pregătește universul, exact. Da. Măi, din punct de vedere sentimental, știi cum e? Ești există... Rupt. Nu, chiar nu? Nu. Spre surprinderea mea, aș fi crezut... De fapt, din momentul în care am aflat vestea asta, singurul lucru la care eu m-am rugat a fost ca această plecare a Carinei în Miami să se producă în armonie. Și să fie așa cum e cel mai bine pentru Carina și să nevegheze sufletele astfel încât să să fie suferința cât mai mică, știi? Și să fim împliniți și împăcați cu ideea asta și să fie o bucurie, de fapt. Și prin fiecare lucru pe care l-am făcut și fiecare întâlnire pe care am avut-o cu Carina înainte să plece, a fost să transform această plecare într-un lucru pozitiv. Și mereu asociam ceva cu un lucru pe care ea să-l facă când ajunge acolo, știi? Și eu ancoram într-un fel sau altul într-un lucru pozitiv. Adică, că... de fapt, ceea ce vrei tu să spui este că ai renunțat la ego-ul tău. Da, oricum era, la orgoliul tău. Era oricum băgat într-o baltă undeva, aruncat. Și te-ai gândit mereu la cum binele copilului. Normal, bine asta acolo. Face orice părinte, e normal. E normal și oamenii care pleacă în străinătate să muncească și își lasă copiii aici. Crezi că ei se duc așa, că le place lor să stea afară și țin pe ei aici? Se duc tot pentru binele copiilor, tot ca să facă ceva mai mult decât pot să facă aici. Foarte mulți părinți, chiar dacă o să doară ceea ce zic, foarte mulți părinți, chiar dacă în codul familiei zice că trebuie să faci totul în interesul copilului, sunt egoiști și uneori nu acceptă plecarea copiilor, uneori interesul lor primează în fața interesului copilului. E normal. Poate că uneori ceea ce credem noi că este binele copilului, poate nu e chiar corect. Binele copilului și trebuie să te pui în situația în care ar fi sau ar ajunge sau s-ar dezvolta. Însă și situația în sine, că face școală acolo, poate o să stea un an, poate stă 20 de ani, poate stă 15, poate se mută în Australia, habar n-am. Poate să face o chemare. Poate, da, și, noi, și eu sunt deschis pentru orice, deja nu mai am nicio problemă, asta am zis, sunt open pentru orice. Cum te-a echilibrat Ramona în toată ea mă susține, absolut orice fac și mi-a dat Dumnezeu așa un noroc în casă, știi? Și sporul sunt foarte fericit. Da, sunt foarte fericit, așa cum și tu ești foarte fericit. Atunci când te simți, se vede pe tine că ești împlinit și susținut acasă, asta se vede echilibrat pe fața ta. Da, exact. Și un lucru foarte interesant a fost apariția lui David, pentru că puteți să
Da, e chiar acum pe ecran. Puteți să dați un pic mai jos muzica, nu? E boxa asta fix în spatele nostru. Așa. Vreau să-mi aud invitat. Apariția lui David a fost interesantă pentru că există o conexiune foarte interesantă între Carina și David. Uh-huh. Adică ei au petrecut foarte puțin timp împreună. Vorbim realist, două weekenduri așa, la două săptămâni sau câte o săptămână, sau știi, pentru un copil care abia te recunoaște pe tine ca tată, știi cum e, când sunt mici copii, se uită la tine, tu cine ești, mă? Între ei doi a fost din prima zi așa o conexiune și de fiecare dată când se văd și pe telefon, chiar dacă David are un an și jumătate, știi exact cine e și comunică, râd, nu știu cum fac chestia asta. Și sunt foarte fericit din punctul ăsta de vedere. Dar ce program, nu de vizitare, program de, nu știu, de vizite? Acum nu mai contează programul ăla de vizită, adică, Mihai. Totuși au trecut două luni. Nu mai contează. Au trecut două luni, e prima oară când o vezi. Da, o să fie destul de... Tu n-ai cum să stai foarte emoționant mult acolo, că ai și tu treburile tale aici. Da, poate îmi pierd pașaportul un pic, cu Doamne ferește să fac. Nu vreau să mi se întâmple asta, șterg ce am zis, șterg. Stai mă, că acasă cumva inima ta e împărțită în două, acasă l-ai pe David. Da. Asta mi se pare tare și îmi doresc, dacă ar putea viața așa să-mi dea mâna și mai mișto, deși fac acum spirit de glumă, să se mute David în Australia, știi? Asta ar fi o chestie foarte tare și... acum ce să facem? Doar nu o să plângem, râdem și ne gândim la tot felul de situații, pentru că viața e frumoasă și dacă nu trăim astăzi fiecare clipă, ieri, mâine, nici nu contează. Și adică, acum când te duci, cât stai? Stau o săptămână, cam așa. O săptămână stau. Nu stau mult, dar... Dar i-a devenit mai vine? Adică, nu știu, sărbători? Da, normal că o să vină. Da? O să vină de Crăciun. Ok, vine. Vacanțe. Da, de-aia am și ales așa, pentru că e normal, fiind, nici nu știu câți ani o să stai acolo, am zis fiind primul an, vreau să mă duc. Nu vreau să aștept 4 luni până să vină, mi se par oricum foarte mult, 4 luni. Și am zis, trebuie neapărat undeva la mijloc să ne mai întâlnim odată. Okay. E important, simt că are nevoie de ajutorul meu, sprijinul meu, nu ajutorul meu. Cred că acum, la început, de când s-a mutat, are nevoie de iubire și de atenție și de susținere. De fiecare dată când vorbim la telefon, eu o încurajez mereu. E o vârstă la care e greu să muți un copil. Absolut, absolut. Și sunt principii diferite acolo, copiii sunt diferiți, sunt de peste tot din lume. Nu lipsește anturajul de aici? Nu, nu-i mai, pentru că s-a mutat de atâtea ori de la o școală la alta, că deci... nu are asta cu prieteni. A avut câteva, și are prieteni aici în continuare, dar nu e a lipsit treaba asta, pentru că s-a mutat de atâtea ori că nu a mai contat. Eu știu că m-am mutat eu. Asta e bine, că mă cam independentă de... Da. De un anturaj. Și mă bucur. Acum, chiar și toată situația asta în sine a atras melodia asta Alchimie, pentru că evoluția e împreună, știi? Și atunci când există iubire, fiecare cuplu sau fiecare familie trebuie să evolueze împreună. Și Alchimia cam... Asta este, așa o văd eu și așa a și venit melodia asta pe care am făcut-o acum și am filmat-o în Madrid, pentru că așa ne-a plăcut și așa s-a nimerit, așa a fost să fie. Sper să nu fie altă legătură cu Madrid acum. O să vorbim despre piesă imediat, da. Care e un subiect interesant, de ce a zis Alchimie și nu Chimie. Da. Dar mă rog, avem timp, după pauză, hai să ne relaxăm un pic. Hai să cântărim bagajul, să vedem dacă respectăm. E la cală. E la cală deja. Nu e de bagaj, nu e de mână, nu e. Da. Poți să iau pe cineva, da, cu mine. fii atent, știi că o să iau pe cineva cu mine? Pe cine? Unul din fanii mei care v-a dat subscribe la Jorge Oficial pe YouTube. Așa? Am un premiu la 1 milion de subscriber. Okay. Ia unul dintre cei care a dat subscribe cu mine în America. Indiferent când se întâmplă momentul de un milion. Un milion de subscribers, când poate se întâmplă la anul, poate peste 2 ani, dar... Tu îl duci cu tine în America? În America, da. Un fan de-al meu îl iau cu mine în America. Măi, și mai ai văzut America? Așa că da, subscribe la Jorge Oficial. Poate da, vezi accidental poate cu Jorge, dacă... Oricine. Intrați pe YouTube, Jorge Oficial. O să avem pauză acum și da, hai subscribe. Hai să vedem. Sunt curios. Ăla, un milion. Al un milionulea. Da, mai sunt și până la un milion premii, așa că... Fii, sau băiat? Poate să fie orice. Să nu fie minor, că trebuie să vină cu aparținători. Asta e, mă pune la chel. Bine că v-a adus aminte Jorge că a lansat o piesă cu Geamantan care se potrivește perfect pe subiectul din situație. Pe situație, da. Tăticul cu Geamantan. Jorge a lansat o piesă și pleacă.
Da, am lansat o piesă, Alchimie se numește. Am scris-o împreună cu Tea Miculescu, e super talentată, o găsiți peste tot pe YouTube în cele mai frumoase melodii. Și am filmat clipul în Madrid, am filmat toată ziua cu spatele, am mers cu spatele. Și apoi Alex Ceaușu a dat el invers și pare că eu merg cu fața și toată lumea cu spatele, practic completând o lume pe care eu am în brațe, piesele găsindu-le peste tot prin Madrid. Și mi-a intrat așa la suflet de prima oară de când am, din ziua în care am scris piesa asta împreună cu Tea, a fost așa, totul a curs lin. Dar de ce i-a zis Alchimie? O poveste despre dragoste. Povestea despre dragoste e mai mult decât chimie, știi? După ce trece chimia aia de la început, când totul e frumos și așa este... Hormonal, adică când... Când e hormonal, exact, ai zis-o perfect. Când e hormonal aia de la început, aia e chimia, da. Îndrăgosteala. Apoi, după câțiva ani, poate să intervină plafonarea și toată lumea e pe treaba, fiecare e pe treaba lui, el și ea, sau poate să intervină alchimia, acolo unde împreună unul pe celălalt se susțin și evoluează, pentru că asta trebuie să facă un cuplu. Alchimie era cu chestii de magie. Să transform, da, să transform metalele în, în metale prețioase. Adică în dragoste trebuie și un pic de magie ca să reziști. Absolut, absolut. Și trebuie și diversitate, călătorii, anumite lucruri, spațiu, timp pentru și separat, dar și împreună și E să mai lasă să respire singur, să faci bagaj, mai pleci la Miami să-ți dai fata. Da, e perfect, da. Eu mă plec la un concert. Lasă-mă să mi se facă dor de tine, știi? Ea e la Sighișoara, eu în București, ea în... Ramona muncește la fel de mult? La fel de mult, da, e și mai intens. Este foarte, foarte fericită cu ce face și regăsesc aceeași flacără pe care o am eu cu muzica și cu partea artistică. Ea e cu IT-ul. Ea cu business-ul. Ea e cu IT-ul. Așa e, nu știu cum, o văd că îi strălucesc ochii. Și David cu ce e? David este, nu știu, dar nu e, sigur nu e cu desenele. E cu chestiile, cu roțile, cu învârte lucruri. Îi place să învârtă pe degete, nu știu. Așa am tradus. Asta e important în viață, să se învârte roata, da. Și acum, în ultimul timp, am lucrat foarte mult la vlog. Am făcut canalul de YouTube, acum vreo 2 luni. Ne mulțumesc tuturor celor care au dat subscribe și sunt foarte implicat. Urmează să mai lansez încă 2 videoclipuri până la sfârșitul anului și asta fac, zi de zi. Piesa e lansată pe canalul Pe canalul meu, tău. Da. Lucrez singur. Am luat decizia să fac doar ce-mi place și ești când vreau tău, și producător. Da, da. Nu uitați, al 1 milionulea, nu știu dacă există formularea asta, dar abonatul cu numărul 1 milion. Nu, abonatul cu 1 milion, va exista o extragere. Așa. Nu putem să... A, la 1 milion de abonați, unul din cei 1 milion vine cu mine în, în state. Alege destinația sau de la ia... interviul pentru viză la... Da. Da, absolut tot. Excursia în America. Absolut.